A tot circulat un filmuleț cu dumneavoastră primind o sumă de bani pe vremea când erați lider uh, PSD. Niciodată n-ați lămurit acest episod. Cine v-a dat acei bani? Câți bani erau? Pentru ce? A fost o donație pentru partid care s-a regăsit imediat de la doamna Birșal, uh, care s-a regăsit în contabilitatea partidului și în monitorul oficial acea sumă, pe care era undeva câteva mii de euro. S-au regăsit în contabilitate, monitorul oficial a fost publicat, nu este absolut nimic ne la locul lui cu, cu acel Am văzut-o pe doamna Birceală într-un podcast. Da. Dânsa candidează și spune mm. că nu este ea în acel filmuleț. Minte. Minte? Da. Da. Cine, cine a făcut acel film? Dânsa și cu anturajul domniei sale de atunci. Dar tot nu înțeleg de ce trebuia să vă dea dumneavoastră acest ban, acești bani și nu trezorierului partidului. Și imediat am chemat trezorierul care a făcut, a înregistrat în contabilitatea partidului, să găsește explicit cine a donat suma, e monitor oficial de subiectul, e, e cum zice americanul, case closed. Câți bani erau? Cred deci, că două, trei mii, nu știu câteva. Deci erau bani încă o dată? Pentru campania pentru... de europarlamentare, o contribuție pentru campania de europarlamentare. Ok. Tot nu înțeleg de ce trebuia să-i aducă dumneavoastră și nu și imediat să am chemat, la imediat, partid. Imediat am chemat mandatarul și trezorierul partidului și s-au înregistrat banii în contabilitatea partidului. Asta mă miră pentru că, încă o dată, avem imaginile cu doamna Birceal care spune că nu era în filmuleț și spune că așteaptă nu chiar alt scuze. Filmuleț. Nu, nu, nu. Cred da. că e o confuzie. Despre ambele spune că A nu era aia. Despre ambele Firmulețul Filmulețul firmuleții. celălalt. Da despre care face pomenire În ambele este... cazuri spune atât în cel mai delicat cât și în acesta, sunt nu sunt cazuri eu. Diferite. Nu știu, în cel delicat, problema dânsă de nu-i treaba mea. Da. Viața personală a fiecăruia nu se comentează.